Iată clasamentul, să sperăm că e bun de această dată. Oțelul care la egalitate cu Cluj pe pozițiile 2-3, de asta n-am îndrăznit să pune despre Cluj, că asta ne mai trebuie, după ce am pus-o în mod eronat pe locul 3. UTA, evident, rămâne pe locul 1, care a mai făcut un transfer, a mai adus un jamaican. Bun. Am spus, așteptăm totuși din alte țări ale lumii, că mai sunt țări nedescoperite în care să vină fotbaliști. Și sigur că în partea de jos, Florin Bratul, Ilie Dumitrescu, Ionel Dăncilescu, vedem Dinamo, care putea să salte, dar n-a săltat, pentru că, bun, avea un punct, cu un punct egala FC-ul Craiova. Și meciurile trec, ca să spun așa, a trecut o treime de play-off. Etapa viitoare, Dinamo joacă acasă cu Poliaș. Da, e iarăși un meci complicat. Complicat. Da, da. Acum, i-a jucat cu Hermannstadt, a jucat cu Petrolul, da? Da. Dinamo, din perspectiva asta, mai are de jucat cu Botoșani. Da. Astea-s meciuri Craiova. Grele. Craiova. Voluntar care merge foarte voluntar bine. Voluntar spre final. Spre final. Craiova e mai Ucluj, înainte. Ucluj. Da, Ucluj. UTA. Complicat acolo. Da, va veni perioada asta complicat. Ăsta era un meci, într-adevăr, lua un punct, poate că era important. Nu, nu era un meci care se îndrepta spre un 0-0 așa. Să nu uităm că a jucat cu un adversar foarte incomod, Oțelul. Să nu uităm că Oțelul în 3 zile a bătut cele două echipe din Craiova. Să nu uităm că Dinamo n-a făcut mai nimic în atac. Și atunci era foarte complicat să câștige. Mă gândesc, da. Nu știu, dacă, că altfel... Eram pregătit să spun că... Oțelul avusese două ocazii mari, măcar. Au avut două situații importante. Măcar atât da, avusese, da, până la gol. Dinamo cred că a rămas cu șutul ăla pe poarta lui Politic din prima repriză. Da. Dinamo și-a șut pe poartă. Dinamo și-a propus să nu, să nu, okay? Să nu piardă, și-a propus puțin și-a obținut puțin. Știți cum, știți cum e meciul ăsta? Cum a fost cel din cupă dintre Uclu și Hermannstadt. Serios. O echipă care și-a propus să nu pierd bine în cupă, în fine. Să nu piardă. Și care exact la ultima fază, în ultimul minut, a fost pedepsit. Foarte greu să-ți creezi ocazii cu Oțelul. Este o echipă care face un pressing foarte bun, recuperează, câștigă dueluri, o echipă care stă bine din punct de vedere fizic. Ceea ce în ultima perioadă sunt ceva probleme la Dinamo. Și dacă stai să te gândești, această echipă a jucat la mijloc de săptămână, un meci de Cupa României. Asta a spus, că 120 de minute. Și Dinamo n-a arătat prospețime. Și dacă ne uităm și analizăm faza care a dus la golul încasat de Dinamo, sunt niște greșeli flagrante din punctul meu de vedere. Adică să te prinde de maniera aia la în ultimul minut, atât de descoperit, ai, după aceea minge acolo la Moura, ok, ai cartonaș galben, dar pur și simplu faci faul. Da. Faci faul de joc, că le iei al doilea galben. Ei, era pe final de joc, Danciu, și au riscat ce ei, s-au dus cu toții. N-ai voie, te duci direct. Da, dacă te uiți așa în economia jocului, la ceea ce a propus Dinamo și meciul ăsta se ducea spre un 0-0, da, puteai să zici, stai mai mult ca o apărare așa preventivă. Să-l ascultăm pe Patrick. Să luăm golul ăsta, trebuie să facem faul. Nu știu, trebuie să văd, nu știu cine era responsabil, ce s-a întâmplat, dar n-ai voie să iei golul în minutul 93 pe o contra, o fază fixă a noastră și să ne prindă așa descoperiți. Cum se văd lucrurile după această înfrângere? Nu știu, am uitat la voi, v-ați dus la suporteri și ei extrem de dezamăgiți unii dintre ei. Până la urmă v-au aplaudat la final. Normal, supărați și ei, ca și noi. Acum nu știu cât de mult ne ajuta un egal în seara asta. Dar era un punct în deplasare, era un punct important. Da, mergem înainte. Acum cred că nu mai este așa accesibilă salvarea directă, dar mergem să prindem un loc de varaj. Aceste puncte pierdute pe final, nu știu, de la ce să fie? Lipsă de concentrare chiar atunci când... Adică, ok, poate că nimeni nu se așteaptă să existe o astfel de acțiune în finalul meciului, numai că, așa cum spuneai și tu, poate că... Da, v-am spus, astăzi, în faza noastră fixă, n-ai voie să iei golul în minutul 93, așa o contră, cu meciul cu Petrolul, nu mai vreau să comentez, ați văzut și dumneavoastră, am stat 10 minute să dăm ceva, să căutăm ceva. Ăsta este fotbalul, deocamdată nu-i nimic a pierdut. V-a ajutat și rezultatul de 0-0 de la Iași cu Craiova, nu? Cumva.
Ne-a ajutat și rezultatul, nu ne-a ajutat. Până la urmă, suntem la mâna noastră, trebuie să ne câștigăm noi punctele. Ne lipsesc foarte mult suporterii acasă, dar asta este, v-am spus. Nu e compartimentul tău, dar îngrijorător faptul că n-ați marcat 16 meciuri în sezonul ăsta, nu? Dar ne-a lipsit, ne-au lipsit multe sezonul acesta, dar nu am spus nimic, nu este pierdut. Trebuie să muncim mai mult, să lucrăm mai mult la ce ne lipsește, să venim cu mai mult și să aducem puncte. Mulțumesc tare mult! Seară bună! Da, imaginea plată sau un discurs sau plat al evoluției CEO de la Dinamo. Mă poveste era cu suporterii de acasă. Până, le-au lipsit cei din deplasare, că ăștia au avut acolo. Dar cred că le-a lipsit fotbalul, Florin. Da. Unde e fotbalul? Da, eu am spus-o și la pauză. Dinamo cred că nu realizează în ce situație este. Ne obișnuise un pic cu un joc diferit atunci când a venit Copici, cu o organizare defensivă bună. Dar și ofensivă, stai. Da, cu o tranziție ofensivă bună. A câștigat câteva meciuri interesante. Noi spuneam și apreciam în schimbarea aceasta. Echipa a intrat în play-out și acum, când trebuia lucrurile să stea acolo cu piciorul pe accelerație, Dinamo din 9 puncte a luat doar unul singur. Fără victorie în play-out. Adică aici este întrebarea. Echipa nu arăta proaspătă din punct de vedere fizic. Am văzut-o fără vlagă, fără intensitate, fără ritm. N-am văzut din punct de vedere ofensiv creativitate, n-am văzut mișcarea jucătorilor. Sunt multe lucruri de spus, Radu. Da, o să las noi de inspoitic. Poate o fi și Ramadan, nu știu, că sunt unii jucători care sunt fără vlagă. Sunt jucători mare problemă. Sunt, dar sunt și pe la echipe din vest și până Big Five. Hai să-l ascultăm pe politic. Abdallah. Suntem foarte supărați. Cred că un 0-0 ar fi fost un rezultat corect, ca să spun așa. N-am avut nici noi prea multe ocazii. Cred că nici ei nu au reușit să ne domine. Din nou, aceeași poveste ca meciul trecut. Din păcate, luăm gol în ultimele minute și da, e foarte frustrant. Totuși, lipsa de eficacitate din atac, cum vă explicați, Denis? Este un jucător de la care se așteaptă foarte mult în atac acolo, nu numai tu, evident, și colegii tăi, dar marcați destul de greu. Da, nu cred, știu că se așteaptă mult de la mine, cât și de la colegii mei din ofensivă. Eu încerc să, și noi încercăm să dăm totul la fiecare meci. Cred că este se face ca și colectiv, ca să spun așa. Ne apărăm împreună și reușim să marcăm împreună. Nu cred că atunci când dau eu gol sau când dau atacanții trebuie să ia numai gloria, ci pierdem împreună și câștigăm împreună. Din păcate, în seara asta din nou am pierdut și, cum am spus și mai devreme, am venit aici montat să câștigăm, dar știam că va fi un meci foarte greu, știam că o să fie o echipă foarte bună, agresivă și cred că 0-0 ar fi fost un rezultat acceptabil. Tu cum ai văzut faza de minutul 93, la fel ca și în meciul trecut cu Petrolul, tot în 93, dacă mi-aduc eu bine aminte, cum s-a văzut? Pe minge cumva a voastră, lovitură liberă pentru voi? Și da, dintr-o lovitură liberă de a noastră și ei au plecat pe contraatac. Cred că o să spun ceea ce gândește toată lumea. Trebuia făcut fault cât de repede puteam, cât mai sus, să ținem departe de poartă. Exact. Este foarte, foarte frustrant să iei gol în ultimele minute, dar asta este. Lupta și mai aprigă, totuși vă ajută rezultatul de azi, Iași-Craiova 0-0. Cum se vede lupta până la final? Da, lupta, cum ai spus și tu, este una foarte, foarte intensă, aprigă. Noi trebuie să ne concentrăm doar pe noi, pentru că degeaba ne ajută celelalte rezultate dacă noi nu reușim să câștigăm și trebuie să începem să adunăm puncte, că se îngroașă gluma. Mai aveți și acest dezavantaj cu suporterii care nu vă pot susține. Cum vezi tu, apropo de situația asta, Luc? Sunt frustrat și ei, ne înțelegem, la fel ca și noi. Ne pare rău că i-am dezamăgit și în seara asta și pleacă supărat spre casă.
Sperăm că au spus ceva la gard acolo. Deci da, la erau... final l-au încheiat cu aplauze. Da, erau supărați. Noi îi înțelegem, sper să ne înțeleagă și ei pe noi, că noi ca și cum nu ne dorim, dar poate uneori sunt unele greșeli, lipsă de eficiență și mai multe lucruri adunate. Încercăm să refacem problema la Iași, acasă, contra Poli Iași, meciul următor. Mulțumim tare mult. Mulțumesc și eu. Da, apropo de Ramadan, veste bune, se încheie mâine, veste bună pentru cei care de la Dinamo, de exemplu, postez, sau de la alte echipe, că probabil că de acum o să poată să alimenteze așa cum o fac în afara Ramadanului. Da, mai zic o dată, o fi și asta problema la Dinamo. Dar unul, în alte echipe, mai sunt în alte echipe din vest și doi, când i-au luat, nu știau că o să aibă într-o perioadă extrem de importantă fix această sărbătoare religioasă care le va impune niște restricții alimentare. Dar nu cred că dacă nu știu, e grav rău, adică dar bănuiesc că știu. Ar trebui să nu fie o problemă, pentru că la Dinamo sunt doi jucători, chiar încercam să facem aici, doi sau trei jucători, dintre care Abdallah n-a jucat și, la început. Și la Galați a jucat Sise, nu? Mă gândesc că și-a jucat făcut-o destul de bine. Când ai 3, 4, 5, atunci e o problemă. Atunci trebuie să... Nu știu, să-ți faci... Dacă ții Ramadan, e foarte complicat să joci. E foarte complicat. Să faci fotbal de performanță. Doar că... Este super complicat. Meciul a fost târziu. Mister, meciul a fost târziu, iar după ce apune soarele, ai voie să bei și să... Păi da, dar nu știa că a pus înainte. A pus să iei niște vitamine, ceva. Degeaba, da. Păi nu contează, e mai dificil când ai meciul la 3, 4, 2, da, exact. Mai se joacă în Liga 1, 2, jumătate. Cel de mai devreme, exact, da. Atunci da. Dar încă o dată, când i-ai luat, nu știai? Bănesc că știai. Da, nu, asta e, ți-ai asumat în poveste. Eu nu cred că asta e problema. Păi nu cred niciodată. Jocul lui Dinamo care este diferit față de cum a fost în sezonul regular. Stați că vine domnul Copici. O să e clar că echipa nu mai arată, da, bine. O să mai analizăm și golul, să față. Vedem că, într-adevăr, e o discuție acolo. Nici schimbările nu l-au ajutat pe Copici. Nici, pe domnul Copici? Da, nici etapa trecută, nici etapa asta. Ia să vedem dacă zice ceva despre schimbări. Hello, Mr. Copici. Your impression after this game? Okay, I think that most of the game we had under control, that we had some possession defensively, we were okay, we didn't give too many chances to opponent. In some situations, in third part of the pitch, in the box, we should react better, but energy and attitude to go forward until the last moments was okay. We tried everything to win the game. Unfortunately, we conceded a goal to second game in a row in the 90, last seconds. 93, yeah. And it's tough, but it was many things which are positive, and we need to build on that for the next games. How do you saw that counter-attack from Ozelu? Yeah. On your ball, you had the ball, you lost it. I didn't see whole situation. I see that we had the ball, and this is the... It's tough to explain, to understand. I need to check situation one more time to see what happened. Bad luck or no concentration? I have to check. I saw that we were on the ball and that attitude was... No, I mean to take score. Goals in the last minutes. Yeah, okay, this one is different goal than the previous one. Okay, yeah, of course. Of course, in the last seconds, it's about concentration and to keep focus for until the last second. And what I said, we... We can do nothing now. It's about to analyze and to build on the positive things what were today. What can you do more in attack? Because there seems to be a problem because you didn't score. Yes, we had some situations. What I had where we must show more quality in these offensive actions. This is kind of problem with what we have for a longer period of time. We are working on that, but okay, today we didn't manage this some kind of situations what we had to be more dangerous. How do you see the situation now after today, Iași and Craiova draw, and the fight from now on?
it's everything is still in our hands, and for us next game it's very very important. We need to prepare ourselves on the best possible way and to go for these 3 points. Still we are here, and with good results we will be again in the good situation. You have the solution. Do you feel that you have the solution to make Dinamo stay out of the relegation this year? Yeah, I'm sure that all together, all of us, that we will make it. Some last games, everything what went to other side, but we need to work and to deserve maybe a little bit of luck or whatever to things to go to on our side. Thank you very much. Thank you. Așa, am avut jocul sub control în cea mai mare parte a timpului, defensiv am fost bine, în ultima treime adversă ar fi trebuit să reacționăm mai bine, spune Kopić, pentru a doua oară consecutiv luăm gol în ultimele secunde, nu am văzut toată faza gol, e greu de înțeles ce s-a întâmplat, trebuie să verific, să analizăm, acum nu mai putem face nimic, doar să înțelegem ce s-a petrecut, trebuie să arătăm mai multă calitate în atac, trebuie să fim mai periculoși, totul e în mâinile noastre, jocul următor e foarte important, cu rezultate bune putem să reușim, împreună vom reuși în ultimele meciuri. Totul s-a dus către adversar, dar de acum, sau în fine, dar trebuie să reacționăm mai bine pe viitor, adică se poate întâmpla să ducă și de partea noastră în viitor. Da, lucrurile clare, trebuie să muncim, să o să fie mai bine. Și la vară, foarte cald. Depinde însă de care parte a ligii întâi sau superligii și ligii a doua se află Dinamo la vară, pentru că deocamdată drumul nu e bun. Mari explicații n-au fost, asta că trebuie să fii un pic mai bun în partea de atac. Cred că este Tănase la interviu? Da. Da? Autorul golului. Ah, să-l ascult. Și ce înseamnă această seară pentru tine? Sunt în primul rând foarte fericit că am câștigat. Sunt fericit că am reușit să înscriu și eu primul gol în Liga 1, că am spart gheața și sper să țin tot așa în continuare. Spune-ne, auzeam în vestiar acolo. A chiuit de fericire, efectiv. S-au auzit chiuituri de acolo. Cine chiuia? Toată lumea. La victorie mereu e fericire. Așa și trebuie. Explică-ne un pic contraatacul ăsta fulgerător. De unde a venit? Cum ai gândit tu acțiunea acolo? Sau nu mai ai timp să gândești? Chestiile astea îți vin pe moment. Nu le gândești din timp. Nu. Doar ce îți vine pe moment, aia faci. Ce ți-a spus Dorin Almunteanu? M-a felicitat. Da, n-am avut timp de laude și așa încă. Revin un pic la întrebare și te întreb ce înseamnă pentru tine personal să marchezi golul victoriei într-un asemenea moment contra lui Dinamo. Este, nu știu, pentru viitor cât de mult te poate ajuta? Sau... Da, normal, este vorba și de încredere. Simțeam că am nevoie de acest lucru, că am avut foarte multe rate în acest sezon. Și cum am spus, sunt fericit că am spart gheața. Cum se vede, sau se mai vede, o luptă la retrogradare sau vreți sus de tot să... Cum a spus și mister, ne-am propus să câștigăm acest play-out. De unde această revenire și demonstrație de forță cumva în acest play-out și în Cupa României? E, zic eu, răsplata muncii pe care am depus-o de când am început, din vară, și se vede acum, zic eu. Sincer. Cât a contat cantonamentul acela? Ce a părut spartan? Se pare că foarte mult, după cum se vede pe teren. Da, a fost greu? Da, a fost, da. Mulțumim tare mult. Mulțumesc. Simpatic Tănase, dar apropo de o întrebare, cred că totuși cu această victorie Oțelul scapă de orice emoție, retrogradare. Nu că sunt puncte multe, aia sunt multe echipe. Sub această formație, Dorinel Munteanu, pe care o să-l ascultăm un pic mai încolo și o să mai am o discuție apropo de gol, cu invitații mei, mai multe apropo de gol, deocamdată luăm o pauză, revenim. Oțelul, echipa în formă a play-out-ului, echipa care și în play-out și în cupă, atenție că Oțelul poate să ajungă în cupele europene prin Cupa României direct în Europa League preliminar. Evident, să-l ascultăm pe Pop. Bun găsit, felicitări, n-ai marcat însă echipa... A câștigat, spune-ne cum ai trăit tu acest final nebun de partidă. Mulțumim. Da, asta e cel mai important. Am câștigat, nu contează cine marchează, am mai spus-o de nenumărate ori la interviuri, important e să câștigăm. Cum ți se pare? Cum ți s-a părut incursiunea lui Tănase?
face glume de când și-o la ghetele alea noi, de gol ca și Mbappé. A, uite că până la urmă o cobit și-o dat. Frumos gol, îl felicit, ne-a ajutat și pe noi ca echipă să obținem victoria, bravo, bravo lui. Deci așa a spus. Da, așa a spus de când și le-a luat, de o lună de zile. A apărut da. Ceva de acolo. Da. Spune-ne cum se văd lucrurile și dacă, sincer, credeai în acest debut de play-out că veți avea 3 din 3 și calificare mai departe în cupă? De crezut, bineînțeles, pentru că știu ce avem în vestiar, știu ce jucători avem în componență, știu câtă muncă am depus și în cantonament și de-a lungul sezonului și până la urmă acum, ca să zic așa, în normalitate vine răsplata muncii pe care am depus-o de atâta timp. Cred că și astăzi meritam victoria la cum s-a jucat meciul, am fost echipa care a avut mai multe ocazii. Chiar dacă probabil i-am lăsat un pic, au avut inițiativa, au construit, dar n-au ajuns la poartă să ne creeze, să-și creeze situații de poartă. Au fost, sau cumva a apărut că Oțelul renaște ușor, ușor, etapă cu etapă și o ia treptat. Ăsta a fost planul lui Dorinel Munteanu și al vostru, să o luați treptat și vârful de formă să fie undeva cam la aceste partide. Aici simțeați voi că trebuie să... Planul era să prindem play-off-ul inițial. Știm. Deci vârful de formă ar fi trebuit să fie mai demult, însă e bine și acum pentru că ne batem pentru locul de Europa. Suntem acolo sus în play-out și asta contează. Tu cum ești? Ai revenit în primul 11? Da, am avut o accidentare după meciul înainte de pauză cu Iași, o contractură la picior. Încă nu sunt probabil 100% cu ritmul de joc și cu intensitatea, însă ușor, ușor o să-mi recapăt ritmul. Am stat vreo 2 săptămâni fără să mă antrenez cu echipa, așa că durează un pic până reintră în ritm. Tu, pe același gând cu colegii tăi care spun că vor să câștigați play-out-ul? Bineînțeles, toți tragem la aceeași căruță, toți ne dorim asta. Vrem să aducem și cupa la Galați pentru că avem o șansă foarte bună și să fim cât mai sus în play-out. Mulțumim tare mult! Seara bună! Foarte interesant pentru Oțelul care are semifinala de Cupa României săptămâna viitoare. Ne-am avut un fel de discuții. Despre ce vorbim? Despre fotbal. Clar. Despre Dinamo vorbim. Doar nu despre literatura clasică. Foarte interesant pentru Oțelul tactic cum va ataca perioada următoare, pentru că are semifinala de cupă cu Cluj, între meciurile cu Voluntari și cu Cluj. Ori, parcă ar fi mai importantă cupa, nu? Ce ziceți? În momentul ăsta, da, e un obiectiv, un trofeu. Aici clar. Ce poți să câștigi cea mai mult? Poți să ajungi între primele două echipe, ceea ce în principiu și dacă n-ajungi, tot tu capeți posibilitatea să te luți pentru Europa. Adică la ce te gândești? Că vor pentru fi Europa. Schimbări? Nu mă gândesc ce faci. Pui accentul. Uită-te la Craiova. Craiova care pune accentul pe cupă, da. Nu se califică, îl pierde pe Mitriță, da. Îl pierde și meciul cu FCSB și asta putea să-l coste din ce se aude, se zvonește, se coste postul lui Petru. Cum a gestionat Dorinel Munteanu săptămâna asta? Da, dar el a gestionat-o mai molo. Și nu jucă cu FCSB. Bun găsit, felicitări! Cum se descrie o astfel de victorie, domnule Dorinel Munteanu? Mulțumim, mulțumim. Sigur, jocul s-a desfășurat așa cum mi l-am imaginat. Un joc foarte greu cu o echipă care, practic, nu și-a jucat unima șansă, dar una din ultimele șanse de a obține puncte. Am stat foarte bine tactic în teren, am fost agresivi, n-am dat adversarului foarte puține șanse în afară de cornere și lovituri libere să ne pună poarta în pericol. În schimb, ne-am creat și în prima și în a doua repriză 2-3 ocazii clare. Eu cred că victoria este meritată. Sigur, sunt fericit și pentru publicul care a plecat acasă mulțumit, chiar dacă am marcat în minutul 90 sau 92, 93, 93. Este o victorie de plinătate și felicit echipa, felicit suporterii noștri care au umplut stadionul, felicit Galațiu. Și un pic, în mod special, pe Tănasă pe care l-ați introdus și explicați-ne cum ați văzut dumneavoastră faza contraatacului și de unde această viteză de joc și viteză de reacție și mai ales... Da, ce să spun, echipa... Este bine pregătită, toți jucătorii au reacționat fantastic la această săptămână foarte grea. Mă bucur în primul pentru că am încheiat-o cu bine. Tănase trebuie să marcheze mai mult, deși a făcut-o astăzi foarte bine. Mi-a zis că n-ați avut timp să-l felicitați încă. Nu am avut timp, sigur, dar nu prea e felicit așa, să nu se
li se urce la cap, știți cum se spune în românește, dar merită fericitele toți, toți care au intrat pe parcurs, care au început jocul, pentru că am făcut, din punctul meu de vedere, atât tactic cât și mental, am stat foarte bine, am făcut partide foarte bune. E clar că ați impresionat pe toată lumea, dacă mai era nevoie, în play-out, 3 victorii din 3, calificare mai departe în Cupa României. Cum se ved acum lucrurile și dacă credeați în această realizare până la urmă? Din păcate, știți foarte bine că am crezut de la începutul promovării noastre în Superliga României. Nu mi-am atins obiectivul de a fi în play-off, deși totul a depins de noi. Dacă eram... Eu și aveam timp mai mult în vară, vara trecută să omogenizez echipa sau să știi ce vreau de la ei, poate altul, eram în altă parte acum. Dar este ok, s-a văzut un progres, eu știu, constant la echipă, în randament, în agresivitate, într-un fotbal modern care jucătorii trebuie, fotbalul modern, să joacă din minutul 1 până din 90. Și jucătorii mei au această potență fizică. Efectul Vatra Dornei, apropo de aceste două meciuri, 120 de minute acolo și... Că iată, vorbeau și jucătorii, multă lume va critica sau poate n-au văzut cu ochi buni, dar iată... Sigur, asta puteam să o fac și în Austria dacă mergea, dacă aveam bani. În Turcia nu puteam să o fac, fiindcă nu este clima foarte bună pentru ceea ce vreau să fac. Dar eu cred că o perioadă de 10 zile nu strică niciunei dintre echipe din România. Să meargă la munte ca să-și încarce bateriile. Pentru că nu dau sfaturi, da. Dar eu cred că jucătorul român este foarte talentat, dar trebuie pus puțin la muncă. Cum se văd lucrurile acum, privind un pic mai liniștit? Nu știu, așa se vede clasamentul. Eu știu că voi astăzi sunteți neamț și... Nu. Și chiar înainte de acestui joc am făcut un apel la jucători și m-am înțeles foarte bine. Și acest joc și cele care au fost sunt trecut, în domeniul trecutului. S-a bucurat lumea, se bucură și ei în seara asta, dar de mâine facem recuperare și ne gândim la voluntari, pentru că nu vreau să mă ne oprim aici. Ar fi culmea să mergem la voluntari sau la celelalte jocuri care au rămas, să nu tratăm serios jocul, nu. Tratăm, la fiecare joc este momentul zero, adică nu știi cine joacă, trebuie să dea randament, așa că chiar dacă am câteva absențe, da, vor veni și... Da, o absență importantă azi. Da, v-am spus, înainte de joc, mi-a spus că are puține probleme la gambă, la coapsă și l-a menajat. Nu puteam să bag un jucător care nu este 100% up de efort. Mulțumim tare mult. Și vă mulțumesc. Jucătorul român e talentat, dar are nevoie să fie pus la... Muncă! Dumnezeu, zice totuși că și jucătorul ivorian, bulgar, portughez, trebuie de asemenea pus la muncă, deoarece jumătate din echipă nu a fost formată din români în cazul acesta. Bună remarca, corect. Sau poate doar românii trebuie puși la muncă și doar ei au alergat la Vatra Dornei, ceilalți au stat la jacuzzi. Echipa arată foarte bine din punct de vedere fizic. Da, asta da. Contează cel mai după mult ce pentru, a arătat pentru rău antrenor, nu? În finalul sezonului regulat. A arătat rău, fotbalistic, fizic, de toate. Bun, să vedem faza golului. Haideți că... suntem asaltați cu întrebări despre dacă mâine vom căpăta răspunsul unui specialist Ion Crăciunescu. Ne va spune el, vom mai analiza și niște faze. Uite dacă ce nu cumva, ușor se, da. Se elimină Amzăr aici. Rușevici, dacă nu cumva, trebuia, era, în fine, îl obtura sau a influențat această fază a golului fiind în offside. Aici nu e offside. O altă fază în care vedem mult mai clar da. Situația. Păi uite, și de aici o vedem. Nu, mai e o fază din spate. Da, din spate. Asta aici, zice, da. Aici. Ce ziceți? A crea invers, da. Puteai spune, adică să vină mingea prin fața jucătorului. Atunci, aici, așa nu cred. Trece cam aproape de el, ceea ce îi drepturează. Aici Golubovici vede întreaga minge. Da, vede, da. Nu? Da. Ce trecture aici. Nu știu, așa văd eu. Da. Vede. Ce frecvență bună are Tănăsă, da, minge la picior și ce. Dar ce ziceți aici? Trebuie să fie offside? Am văzut decizii care s-au luat pentru a fi offside în astfel de situații. Așa că... De-aia stăia capul arbitrului sau cel de la VAR, ca de acolo?
Dar vreo nici nu au intervenit. Bă, eu cred că au verificat. Au verificat, da. Nu, eu spun că era mai greu pentru portar dacă mingea venea... Aha. Deci așa a avut, puteți prim, să... Exact. Singura întrebare este dacă poate influența faptul că mingea trece atât de aproape și nu știi dacă va devia... Nu știu, habar n-am întreb și eu. Da, deja intrăm în filozofii... Uite, da, uite asta... Te poți gândi, adică... Uite. Pentru că Rușević trebuie să-și tragă spatele așa ca să... Să poată să treacă. Nu știu, chiar nu știu. Au să ne spună eu Crăciunescu. Golubovici a văzut mingea în întregime. Da, da, de acord. Aici suntem de acord cu toții. Golubovici a văzut mingea, dar... Dar spus, am văzut, am văzut meciuri cu faze, poate, nu atât de clare, în care s-au dat offside. Da. Așa că se putea, da. Dar nu e un scandal, ar zice unii. Adică n-am văzut nici pe cei de la Dinamo să protesteze. Da. Nu știu, l-am văzut. Nu, dar poate nu mai aveau nici forță de la Ramadan să protesteze. Acum glumesc, evident că e o glumă, dar pe mână în Iaure, observam și pe Ilie, trebuie schimbat de mult. El se vede că nu e bine din punct de vedere fizic, pentru că vine după perioada în care nu a jucat foarte mult. Politic la fel, Milanov la fel. Da. Adică, nu știu... Mai avem noi informații arată, așa, vagă... Mi-arată că nu arată foarte bine din punct de vedere fizic. Să fie și, nu știu, să fie și ceva probleme interne. Abar n-am. Sunt niște... Schimbare așa, niște asta, vagi, zvonuri. Schimbarea asta de direcție, o tipie... Că ar fi avut niște foarte, discuții. Foarte bine făcută de copilul ăsta de Tănase. Și șutul ăla, scurt. Acțiunea și pasa lui Teles. Da. Foarte frumos. Acțiunea. A fost extraordinar. Putea să facă mai mult acolo. Încercăm să vorbim cu... Naure, Amzăr se elimină foarte ușor și el. Să știi că el vine de pe partea opusă, unde erau 2 contra 2 acolo. Și încearcă să ajute în zona asta, închide, dar e avantajul jucătorului care vine cu fața. Mai ales pe schimbare de direcție, dacă ai și o viteză foarte bună. Greu, numai să te duci direct cu... Nu știu, să te duci să faci foul direct, nu, chestia de asta. Deci, ceea ce spuneam. E ok? S-ați încheiat colocviu? Foarte interesant, că asta încercam și noi să aflăm, dar ziceam că există un zvon. Trebuie să mai înțeleagă și trebuie. Uite, asta zic, de asta nu chiar vă întrebam dacă poți să mai acțiunea asta foarte bună a copilului ăsta, că așa de arbitraj, păi nu, că asta ăla-i mâine pe Crăciunescu și poate rezolvă și e un zvon, dar voi asta întreb despre acțiunea asta, dar e un zvon că ar fi existat un moment în care s-ar fi disputat oamenii interior la Dinamo. Nu știm foarte multe, să vedem, cu Kopić, cu... Ar fost niște discuții. O fi și rezultatul acelor discuții, nu știm. Dar trebuie să luăm niște reacții, dacă o putea de la cei de la Dinamo. Dar astea sunt informații care există niște... Cu străini mai degrabă, între străini, între ei pe acolo. Despre Tănase, asta vreau să te... Dacă nu seamănă cu o acțiune în care te-ai recunoaște. Intrarea în interior, da. Asta, ba, și finalizarea este una senzațională. Dar aș fi dat la lung. Corect. Da. Un singur gol am dat la scurt cu Macedonia 3-1, echipa națională. Meciul ăla ne-a calificat la... Dar poate s-a gândit Tănase că asta și Golubović asta intuiește, că va da la lung și atunci... A întors-o foarte bine. Da. Deci dacă întorci așa cum a întors-o și șutat și plasat... Mbappé mai de multe ori. Cu ghetele lui Tănase. Mai ales că exact, asta e finalizarea... Care mai tot timpul... scurt, el dă scurt. Da, întorce multe... Nu, și dă și la lung, dar și multe situații. Da, întorce și la scurt. Mi se pare incredibil de greu de realizat. Toate e pântrată de așa și de... Sunt imprezibile, că toți așteaptă de acolo să dai lung. Acolo ești... Acolo, da. Îți fii laser în zona aia și este, nu știu cum faci. Uite, dacă are ghetele lui Mbappé, uite, are și execuția asta, că finalizarea la scurt e ok, bravo lui. Dar mi-a plăcut foarte mult. N-are salariul. Frecvență, cum a accelerat, cum a adus acțiunea, cum scoate adversarii jos și cum termină acțiunea cu șut la poartă. Foarte, foarte, foarte bine. A, Ilie, n-are salariul lui Mbappé. Zic, noroc că-l ia la timp. Sigur nu are. Nici asta nu se întâmplă. Poate are ceva din... Da, sper să ia, să și asta, dar Dorinel Munteanu a zis, se inspiră de la cel mai bun jucător din lume. Da, și asta e bine. E senzațional care chestia asta.
Bine. Și ce control, aici, ce aici control atâta, bun. Da, da, aici puteți să facă cei din apărare cei mai mult? Dacă... Am vorbit în primă fază. Nu, aici. Aici era greu pentru Hamzat. Nu mai știu. Hamzat cred că putea. Poate cu puțină șansă. Să-l iei în brațe. Nu, acolo trebuia să vină să-i taie calea mai repede din punctul meu de vedere. Avea timp, un pic să ajungă, iar după aceea nu a reușit acest lucru. Pe 16 metri mi se pare că s-a eliminat foarte, foarte ușor. Acolo te duci un pic în adversar, încerci să pentru că îl vezi că e în viteză, știi că e piciorul lui drept, te judecă, trebuie un pic să... Da, e mai greu, dar trebuia să un pic să-l întâmpine mai repede, părerea mea. El a alergat foarte mult timp paralel știi cu care, el. Știi de ce încerc să înțeleg la cum a reacționat... Uite, vezi, aici, pe partea opusă, Hamzat are 2 cu 2 pe centru, da, taie nu, ca... Da? Tu nu mai ai acolo, acolo mi intervine normal mișcarea de trenare. Asta nu, e da, periculos. Spun aici. Că el cumva a avut 2 cu 2 pe partea da, opusă. Da, da, dar el nu vede lucrurile. Și a încercat să ajute. Știu, dar păi el nu l-a avut în față, s-a informat. Și încearcă să vină pe diagonală, dar e greu. În momentul când tai pe diagonală și o vin uite, pe... În momentul ăsta, uite. Da, fii atent. Aici. Aici, dar nu face mai, păi nu, că prea ușor. E ok că este ușor, dar puneți-vă și ce face Tănase la fața asta. Aia da, da, e calitate. Da, da, e bine, da. Da. Mulți, dar, mulți intră în adversar, mulți merg, exact. Intră direct în adversar, atacanți cu purtători de balon, nu intră în adversar, nu intră spre, da. Spre intră în interior și de la scurt. Bine, bine, bine. Astăzi e... Da, mura și... Adică n-ai voie. Te elimin, că, n-ai voie să te elimini de demonii. Cred, că, cred că s-a eliminat așa pentru că el avea un cartonaș păi, galben și sigur, probabil că nu e, s-a dus să nu riște. Dar eu ce fac? Da. Faultez, iau al doilea galben, roșu și mi-aș termină 0-0. Dinamo, știi ce? Mi-aș fi dorit să o văd în, nu știu, poate minutul 60 după pauză, riște așa cum a făcut-o în... În final, au riscat pe final și au fost pedepsiți. Dar vezi cum își face preluarea? Vezi cum își face copilul ăsta preluarea? Da. Nici măcar pe... Da. Deci o face puțin înapoi, așa, pe diagonală înapoi, ca să n-ai nicio bine, șansă exact. Să de... Păi da, deci nu face poate, la, face la calea o face, o face deja, puțin da. Foarte bine, spre foarte diagonală bine. În spate, vezi? Și de aici, în spate, o întoarce. Foarte inteligentă. Da. Nu, și Radu, cel mai, a jucat faza de la cap și cel mai bun jucător, părerea mea, în această seară, a fost Teleș de la... Și Cisoti și Teleș. Și au mai mulți jucători. Cisoti mai puțin astăzi, dar Teleș a fost... Peste și toți. Mai e o chestie, Iglesias, în ultima fază, în mod normal, da, te arunci, te arunci într-un baraj. Nu mai prinde, l-a pierdut. Dar dacă te arunci, nu în picioarele lui, paralel cu el, pe direcția de șut, unii salvează așa, aruncându-se în disperare. Are un moment aici în care se oprește, Radu. El are un moment când se oprește, dacă ar fi plecat uite, aici te arunci, acolo se arunci. Dacă ar fi plecat direct cu tânăra, să poți să iei o decizie. Un picioarele lui. Prima condiție, trebuie să ajungi adversarul. Iglesia se înoată la faza asta. N-are ce să facă. Se oprește, e greu, nu poate să ajungă. Dacă te uiți cu adevărat, vezi că acea mișcarea acea fentă foarte bună îl duce un pic înapoi și îl ajută pe Iglesias. Era foarte greu să-l prindă pentru că Iglesias, uite-te, Iglesias se oprește o fracțiune de secundă care contează. Nu el, dacă se duce la sacrificiu alunecarea, poate să-l blocheze. Florin, uite-te, uite-te că eu nu vorbesc de... Aici poate să-l blocheze. Dacă nu mai poate. Fizic aici nu poate. Uite, eu vorbesc că aici, în momentul ăsta, el s-a oprit. Nu, nu știu de Ramadan, nu știu. Eu văd diferența de viteză. Serios, ăsta chiar e scuza universală, mai gata. Eu n-am dat-o pe Iglesias. Nu, aici vorbesc că Potenț n-a avut capacitate foarte bună să se să reacționeze. Da, un pic de sacrificiu reacție, final. Adică, el a încercat, dar se vede 10 că... minute, asta e diferență foarte mare de frecvență între Iglesias și copilul. Dar eu vă spun că după cum a arătat meciul ăsta Dinamo, voi spuneți că ar fost un punct bun. Păi, la ce a jucat la ce a jucat în această seară. Ia să ne gândim noi. La ce a jucat Dinamo în această seară era bun. Nu. Eu spun dacă Dinamo ar fi putut să joace. Pentru că ia să ne gândim un pic. Cred că Oțelul era mulțumită cu un punct. Pentru că Oțelul vine în coată. Oțelul intră într-o secvență foarte complicată. Oțelul vine după meciul din cupă câștigat. Venea 120 de minute, 120 de minute. Da, exact. Cu Dinamo. Ea trebuia dimpotrivă. Oțelul de-aia joacă așa. Pentru că Oțelul gestionează.
Păi are un meci, păi are cupă, iar meci intră într-o secvență complicată. Păi de asta, de asta și strategia, de asta și strategia. Nu a fost fără, dar Dinamo într-adevăr n-a putut profita. Asta a fost și strategia lui Dornea, să retragă puțin, să lasă, adică n-a mai făcut nici el pressingul agresiv. Oțelul logic nu era sfârșit de lume dacă pierdea cu Dinamo pentru obiectivele. Dacă se termina la egalitate. Pentru că, în mod normal, încă o dată vă spun, obiectivul este Cupa României pentru ei. E un trofeu. Poți să duci într-o cupă europeană mai bună. Are dreptul să facă. Da. Adică, ai două meciuri, mai ai două meciuri. Din punct de vedere... Ucluj, ok, complicat, da. Poți să bați Ucluj, da? Nu. După care ai între Corvinul și Voluntari, da? Păi, stai că ăsta e un traseu unde ai o șansă. Uite, trofeu. În meciul trecut Amzăr are ieșirea în ultimul minut, da? Imprudență acolo de a-l atinge pe Musi. Acum Moura are cartonaș și nu poate să gestioneze. Vorbim totuși de 4 puncte de 4 puncte pierdute, de 3 cu 2, 5 puncte pierdute de Dinamo. Da. Pe modul cum interpretează doi jucători faza în ultimele minute de joc. În ultimele minute de joc. Da. Și la meciul ăsta și la meciul cu da. Petrolul. Să luăm o pauză, care da, ne întoarcem, mai vorbim despre câteva lucruri, că mai sunt câteva. Poate continuăm și o discuție pe care n-am putut să o avem. Despre antrenori. Apropo, și Reghe cam ți-am spus că ne pregătești o surpriză. Nu, nicio surpriză. Aștept. Să avem o discuție, că e un moment. e un moment. Haideți să vedem. Dar după o pauză. Cu Europa, pentru că dacă ai salarii restante, un trofeu, întâi trebuie să rezolvi povestea. Că orice antrenor, orice club și orice jucător își dorește. Avem imagini cu suporterii, dacă aveți să-i trofeu. Bineînțeles. Contează enorm să câștigi. Răzvan Zăvăleanu la telefon. Bună seara! Bună seara! Ce faceți? Ce să fac? Bine! Bine? Da. Sau nu bine? Mă rog. Nu, chiar. Sunt destul de supărat pentru că da. Am pierdut așa cum am pierdut. Da. Acum înțelegeți ce se întâmplă cu echipa asta care arăta, că măcar ca noi așa, dar sigur aveți informații interior. Echipa asta care arăta la un moment dat atât de bine cu acești jucători. Care jucători pare că sunt alții acum? Mie mi s-a părut că a arătat foarte rău, vă spun sincer. Acum a existat o lipsă de aplomb, e adevărat, dar cred că a fost echipa care a controlat mai mult jocul. Păi a controlat, dar a controlat fără cum să spun, orizont, așa. Că situații de port. Situații n-a avut, a avut o ocazie și aceea după aceea s-a făcut fault sau hands, nici măcar aia n-a fost. Adică, poate a avut una în prima repriză, într-adevăr, a lui Poetic, dar în rest, tot Galați a fost cu ocaziile mai mari. Și parcă nu mai vedem echipa aia, de-aia vă întreb. Aceea care reușea să, nu doar să scoate rezultate bune, dar să spună, da, e o altfel de Dinamo decât văzuseră. Da, cred că a fost o anumită teamă în abordare. Oțelul a avut un meci bun cu Universitatea Craiova. Și cred că jucătorii au fost un pic mai reticenți și au așteptat mai mult decât era cazul să vadă ce se întâmplă, deși probabil că ar fi trebuit să tragă mai tare, având în vedere faptul că aproape ne scotea din probleme acest rezultat. Dar având în vedere modul în care se luptă acolo în partea de jos a clasamentului, eu am continuare speranțe că vom reuși, poate chiar fără baraj, să terminăm campionatul acesta. Da, speranțe sigur că sunt. Este că mă uit la Niaore, de exemplu. Niaore, că tot am discutat aici, acum chiar fără să gândim, o fi și Ramadanul de vină, în fine, de vină cu ghilimele, adică ca urmare a Ramadanului, postului Ramadanului, jucători, sunt anumiti jucători cum e Niaore, de exemplu, care nu mai au energie, nu mai sunt acești, pentru că nu e doar un meci, nu o să vă leam, sunt trei meciuri în care din au luat un punct. Da, mi-e greu să vă spun. Evident că lucrurile nu se întâmplă conform așteptărilor noastre, dar cât suntem încă acolo, suntem datori să sperăm. Da, evident, speranța există. Ce se întâmplă cu ieșirea din insolvență? Pentru că înțeleg că s-a amânat. A fost astăzi un termen și s-a amânat până în toamnă. Da, dar asta nu are o mare relevanță, fiindcă dacă acționarii decid să se plătească anticipat datoriile care mai sunt de plătit astăzi, se poate solicita un alt termen judecătorului sindic pe un raport de închidere.
Deci asta nu e neapărat o problemă. Noi așteptăm să vedem care va fi decizia acționarilor, dacă vor înțelege să plătească sumele de bani care mai sunt de plătit. Și, și aveți informații, aveți semnale că vor face asta? Nu știu, deocamdată nimic. Mâine voi avea o întâlnire și o să discut mai multe pe tema asta, dar astăzi nu știu să vă spun nimic. În principiu, orizontul stabilit inițial era luna iunie. Eu sper că nu s-a schimbat nimic în acest sens și că se vor face demersuri pentru plata până în iunie. O spun așa, cum asigur, pare rizibil în lumina rezultatului sau în întunericul rezultatului din această seară. Dacă ieșiți în iunie, teoretic aveți dreptul să jucați sezonul, nu cel care vine, celălalt, dacă căpătați, vine dreptul pe teren în cupele europene, că... Da. Mi se pare că forțăm puțin lucrurile. Nu, ca tehnic vorbim, tehnic mă interesează. Da, așa este. Asta era întrebarea. Sigur că nu, dar să spun că sunt rizibil, dar tehnic e important de știut că atunci dacă sunt sponsori, mă gândesc, care sau susținători care au pe termen lung un plan cu Dinamo, se pot gândi în orizontul și la așa ceva. De-aia ar putea să scoată Dinamo înainte de nu? 31 mai. Înainte de 31 mai, da. 31 mai, da. Ca să poată să facă chestiunea asta. Vi se pare că, sau în acest moment, Dinamo, că vi se pare, Dinamo e în aceeași situație bună financiară? Adică există vreo problemă din punctul ăsta de vedere? Încerc să înțeleg de ce jucătorii nu mai sunt aceiași. Nu, fără dubiu, nu e absolut niciun fel de problemă. Deja de luni de zile lucrurile sunt absolut sub control, salariile sunt la zi, plățile obligațiilor curente sunt la zi, nu e absolut niciun fel de problemă din punct de vedere financiar, suntem absolut liniștiți. Deci nu, salariile sunt la zi, sunt acelea salarii importante pe care le știm, pentru cel puțin Da, salariile sunt bune, sunt jucători cu salarii bune, m-aș aștepta ca la salariile pe care le primesc, efortul să fie un pic mai mare. Asta voiam să vă întreb, pentru că aici e o discrepanță pe care mulți o sesizează între ceea ce se spune, se aude că există la Dinamo Turci ca salarii și, de exemplu, Dorinel spunea astăzi sau ieri că iau un buget de 2 milioane și ceva de euro. Păi iau un buget de oameni gospodari, înseamnă. Dacă reușesc să facă ce fac cu bugetul ăsta, cinste lor. Înseamnă că drămuiesc fiecare leu așa cum trebuie și nu pot fi decât de admirat. Asta spun, Dinamo totuși bănesc are un buget mai mare decât ăsta. Nici nu discutăm, diferența este foarte mare. Exact, de asta spun. Atunci de ce acești oameni? Că nu se leagă. Dumneavoastră știți că de o vreme încoace eu nu mai sunt foarte implicat în ceea ce înseamnă viața intimă a echipei și asta dintr-un motiv întemeiat că lucrurile s-au așezat administrativ și nu mai e cazul de intervenția noastră dincolo de limitele absolut profesionale. Deci n-aș putea să vă dau un răspuns aici. Mai mult pot să vorbesc despre așteptările mele și, așa cum spuneam, cred că la eforturile financiare care s-au făcut, jucătorii ar putea să dea un pic mai mult. Da. Mulțumesc, domnul Zăvăleanu, pentru amabilitate și pentru discuție. Cu mare plăcere. Seară bună, plăcere. Mulțumim. Bun, mai luăm o pauză, clar, după care mai discutăm despre antrenori. Apropo, uite, da, Dorinel, un antrenor. Dincolo de, în fine, mai are supărări, mai face lucruri toate, da, care sunt amendabile, evident. Mai zice anumite lucruri care nu trebuie spuse. Da, dar cu echipa asta face. Acum trebuie să vedem cât în tensiunea asta va trăi și va reuși să rezolve situațiile. Pentru că echipa mai spate ar trebui să trăiască și fără mâna întinsă, dar nu contează ce spun eu. Sigur spun însă că și asta va conta, că luăm o pauză și revenim.